Oamenii moi nu sunt făcuți pentru filozofie, așa cum brânza moale nu e făcută pentru momeală. A ști să asculți este o artă. Norocul, ca și roadele toamnei, trebuie cules la timpul lui. Nimeni nu este un om liber dacă nu se domină pe sine însuși. La bine, nu pot răsufla de prieteni. La greu, rămân singur. Nevoile trupului sunt măsura a ceea ce fiecare trebuie să aibă, așa cum piciorul este măsura încălțămintei. Fericit e cel ce nu suspină după ce nu are și se veselește cu ce are. Nu căuta să meargă lumea după voința ta, ci îndreaptă voința ta după mersul lumii. Obișnuiește-te să-ți dorești numai ceea ce se poate. Nu te aștepta ca lucrurile să se întâmple de la sine așa cum îți dorești. Aranjează-le tu ca ele să se întâmple așa. Pe oameni îi tulbură nu lucrurile, ci părerile despre lucruri. Când îmi va veni timpul, voi muri. Dar nu voi muri așa cum trebuie să moară un om care nu face decât să înapoieze ceea ce i-a fost împrumutat. Dacă vrei să auzi vorbindu-se bine despre tine, învață să vorbești de bine pe alții. Ceea ce îi e propriu adevăratei fericiri e faptul că durează veșnic și că niciun obstacol nu îi se poate opune. Tot ceea ce nu are aceste două caracteristici nu reprezintă fericirea adevărată. Te-ai gândit îndeajuns și te-ai hotărât să faci ceva? Din acest moment, nu-ți mai pasă nici de lume și de ce crede ori zice ea. Dacă trebuie să înduri o muncă trudnică, să ai la îndemână răbdarea. Cel care se supune oamenilor s-a supus mai înainte lucrurilor. Fii stăpân pe pasiunile tale, ca ele să nu ajungă să pună stăpânire pe făptura ta. Cele două puteri care fac din om un înțelept sunt răbdarea și rezistența. Bunăstarea consistă nu în a avea posesiuni grandioase, ci în a avea nevoi puține. Oamenii nu sunt afectați de ceea ce li se întâmplă, ci de cum înțeleg ei ceea ce li se întâmplă. Există o singură cale către fericire și anume să încetăm a ne mai face griji pentru lucrurile care se află dincolo de puterea voinței noastre. Hoț de libertate a voinței nu există. Nimic nu e atât de insuportabil pentru un om rațional decât ceea ce e lipsit de rațiune. Înainte de toate, din lucrurile lumii acesteia, unele stau în puterile noastre, altele nu.
ține minte că trebuie să te comporți în viața de zi cu zi la fel cum o faci și la un ospăț. Cea mai dreaptă și cea mai puternică lege a divinității este ca acela mai slab să fie întotdeauna supus celui mai puternic. Fericirea și dorința nu pot exista împreună. De dragostea oamenilor răi și de ura celor buni, să fugi. Devii partea din tine căreia îi acorzi mai multă atenție. Care e natura divinității? Ea este inteligența, știința, ordinea, rațiunea. Astfel, poți cunoaște care e natura adevărată a binelui tău care se găsește în ea. Mulțumirea de sine o considerăm un mare bine, nu în sensul că trebuie să ne mulțumim întotdeauna cu puțin, ci în înțelesul că în clipele când nu avem mai mult, să fim mulțumiți cu puțin. Rabdă și abține-te. Doar cei educați sunt liberi. A-ți împodobi purtarea cu blândețea față de oameni e mult, fiindcă aici se vede cine poate uni iubire de frumos cu iubire de om. Să nu-i credem pe cei mulți care spun că trebuie educat poporul liber, ci pe filozofii care ne asigură că numai cei culți sunt liberi. Tot ceea ce ai, ai primit. Cel care ți-a dat totul îți cere ceva? Nu ești doar nebun, ci și ingrat și nedrept dacă îi opui rezistență. Dacă există o artă de a vorbi bine, există și o artă de a auzi bine. Adevărul triumfă prin puterea lui internă, părerea prin aparența ei externă. Când ești în camera ta de noapte, cu ușa bine închisă și cu lumina stinsă, ferește-te să spui că ești singur, pentru că nu ești. Ți-e milă de orbi, de șchiopi, de ce nu ți-e milă de cei răi? Sunt răi împotriva voinței lor, așa cum alții sunt șchiopi și orbi. Prescrieți de acum încolo un anumit caracter, o anumită regulă pe care să o urmezi întotdeauna, indiferent dacă ești singur sau împreună cu alții. Dacă poți, îndreaptă conversația prietenilor tăi spre ceea ce e decent și convenabil, iar dacă ești împreună cu niște străini, păstrează tăcerea cu obstinație. Dacă afli că cineva te vorbește de rău, în loc să încerci să te aperi, mai bine spui: e clar că nu mă cunoaște prea bine, din moment ce mai am atâtea alte defecte pe care ar fi putut să mi le amintească. Fericirea depinde de voință și suflet. Mai degrabă, te neci în pahar decât în mare. Doar înțeleptul e capabil de prietenie. Cum ar putea iubi cel care nu știe ce e bine și ce e rău? A găsi în prosperitate un prieten este lucru cel mai ușor,
dar înrestriște este lucrul cel mai greu din lume. Nu trebuie să ne temem de sărăcie, de exil, de închisoare sau de moarte. Singurul lucru de care trebuie să ne temem este propria noastră teamă. La toate greutățile vieții tale, caută în tine puterea de a le învinge. La ispita frumuseții să ai înfrângerea, la greutatea muncii, curajul, la vorba rea, răbdarea. Ne temem cu toții de moartea trupului, dar de moartea sufletului, cine se teme? Nu vorbim mult de filozofie și teorii filozofice, ci traduc principiile tale în fapte. Fericirea ta este darul voinței tale. Gândește-te mult înainte de a spune sau de a face ceva, căci nu vei avea libertatea de a revoca spusele sau faptele tale. Ai nevoie de mai mult decât un trup frumos. Trebuie ca inima și sufletul să se potrivească acestuia. Oamenii valorează cât vor. Unii au un preț foarte mare, alții foarte mic. Fiecare valorează cu atât mai mult cu cât se respectă mai mult. Consideră-te liber sau sclav. Depinde doar de tine. Trebuie ca un împărat să aibă merite extraordinare pentru ca oamenii să-i fie fideli doar din iubire. Învățătura este ca aurul. Are preț oriunde. E tot atât de greu pentru cei bogați să devină înțelepți, cât pentru cei înțelepți să se facă bogați. Nu trebuie ancorată corabia de o singură ancoră, ci viața de o singură speranță. Păstrează cu grijă ceea ce este al tău. Nu te lăcomi la ceea ce e al altora și nimic nu te va putea împiedica să fii fericit. Atenție e necesară în toate, chiar și în plăceri. Ai văzut ceva în viață care să poată fi realizat mai bine în mod neglijent? A acuza pe alții pentru propriul nenoroc este semn al nevoii de educație. Ceea ce ne tulbură nu este realitatea, ci discuțiile despre ea. Alungă-ți dorințele și temerile și nu va mai exista niciun tiran pentru tine. De ce să ne certăm cu oamenii care nu-și dau seama de adevărurile cele mai evidente? Aceștia nu sunt oameni, ci pietre. La fiecare eveniment din viața ta, nu uita să comunici cu tine însuți și să te întrebi cum poți profita din plin de el. Până la urmă, fiecare își va afla pedeapsa pentru propriile ei fapte. Trebuie să-ți amintești ca regulă generală că secretele pretind un om de încredere. Nu orice plăcere este de preferat, ci doar aceea care are la bază frumosul. Avem două urechi și doar o gură pentru a putea asculta de două ori mai multe decât putem vorbi. De durere, pe omul simplu îl vindecă timpul,
pe înțelept rațiunea. Realitatea nu este niciodată rea. Cel mult, felul în care o privești tu este rău. Descoperă întâi cine ești, abia apoi îmbracă-te corespunzător.